ceruri, te rugăm să binecuvânteze aceste daruri, să le faci tu să fie îndeajuns și lucrarea ta să continue. Te rugăm în special pentru această biserică, să binecuvântezi tu și fiecare dintre noi să ne aducem aportul. Fă ca ziua de sabat, Cuvinte Bun, pentru fiecare dintre noi să fie o nouă conexie cu tine, prin Domnul Hristos, te rugăm. Amin. 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 Și acum vom lăuda pe Domnul prin două cântări, 427 și 428. Vreau să invit pe toți cei care vor să ne ajute cu cântările, Zita, Luci, Cristina, cine mai dorește să mai cânte, Alina, să cântăm aceste cântări. Cântările Noi suntem brațele întinse, 427 și 428, pentru cel ce însetează. Haide, Luci! Thank you.
dacă se oferă. There you go, Albert. When you hear the translation with the sermon in Romanian, you learn more Romanian. See? And in the next Sabbaths, you will be able to translate. So, happy Sabbath to everyone. Mă bucur că astăzi suntem împreună și este pentru prima dată în 2024 când predic în biserica aceasta. Am avut o binecuvântare în 2024 pe care am rostit-o pentru Sebi și Rozet, dar n-a fost nicio predică. Așa că asta va fi prima predică pe 2024. Sabatul viitor, însă vom avea iarăși un program special. Am spus că am spus prima mea binecuvântare de nuntă pe 2024. Sabatul viitor voi rosti a doua mea binecuvântare de nuntă în 2024, pentru că sabatul viitor ne vom ruga cu toată biserica Domnului ca să-și reverse binecuvântarea sa peste Tatiana și Max. Ei au avut cununia civilă, dar n-au avut și privilegiul ca să aibă o rugăciune de binecuvântare pentru ei. Așa că sabatul viitor vom avea un program special pentru Tatiana și Max. Și bineînțeles, dacă este rugăciune de binecuvântare pentru nuntă, nu poți să pleci acasă imediat, nu? Trebuie să stai să te bucuri împreună și să mănânci împreună. Așa că vom avea și o masă de părtășie după program ca să ne bucurăm împreună. Ar trebui să avem un obicei ca măcar o dată pe lună sau o dată la două luni, rar așa, trebuie să ne adunăm și să mâncăm împreună. Și dacă aveți prieteni care poate ar fi mai deschiși să participe la un program așa mai neutru, puteți să invitați săptămâna viitoare, sabatul viitor, ca să-i susținem în bucuria lor pe Tatiana și pe Max. Primul sabat în 2024 în care suntem în biserica asta și predic eu. Da, pentru mine este un sabat special pentru că vreau să fie un mesaj special pentru dumneavoastră. Sabatul trecut, o mare parte, am mers împreună și ne-am închinat la biserica din North Miami Beach împreună și am început anul cu ei. Și am avut o meditație și vreau să am acum partea a doua a acelei meditații ca o lansare a seriei pe care vreau să o încep în februarie. Sabatul trecut la North Miami Beach am vorbit despre, titlul meditației a fost "E tot o închisoare". Și am vorbit din Isaia. Am vorbit din Isaia despre cum păcatele noastre ne fac să stăm în închisoare pentru că pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Dumnezeu, citim în Evanghelie, spune Domnul Iisus Hristos, că dă ploaie și peste drepți și peste cei nedrepți. Soarele lui răsare și peste buni și peste cei răi. Dar în Isaia citim că păcatele pun un zid de despărțire între noi și el. Și atunci m-am întrebat, cum le împaci pe amândouă? Păi ori îți dă, ori nu-ți dă. Și concluzia pe care am tras-o sabatul trecut este că există două categorii de oameni. În ceea ce privește binecuvântările lui Dumnezeu, există două categorii de oameni. Și anume, cei care, toți oamenii, da? Care primesc de la Dumnezeu binecuvântările minime, să zicem. Viață, soare, ploaie, natură, toate astea le primim. Că ești bun, că ești rău, binecuvântările astea le primești de la Dumnezeu. Așa zice Domnul Iisus. Că soarele primește și la bun și la rău. Ploaie primește și la bun și la rău. Însă, există nivelul următor de binecuvântare pe care păcatele noastre ne împiedică să-l primim. Dumnezeu are binecuvântările lui multe. Și Scriptura ne spune că păcatele noastre ne împiedică să le primim pe alea multe. Și atunci le primim numai pe alea puține, care sunt generale și le primește toată lumea. Și am discutat despre problema asta a păcatului nostru, cum ele ne împiedică și astăzi vreau să continui mesajul acesta
Și titlul meditației de astăzi va fi Nu vreau puțin. Nu vreau puțin. În 2024 nu vreau să mă mulțumesc doar cu puține binecuvântări de la Dumnezeu. Am spus sabatul trecut la North Miami Beach că anul acesta va fi anul transformării, cel puțin pentru mine. Dacă anul trecut am spus că va fi cel mai bun an și a fost din anumite punct de vedere, pentru că am văzut mâna lui Dumnezeu în toate greutățile prin care am trecut și asta mi-am dorit, îmi doresc ca anul 2024 să fie anul transformării, anul în care lăsăm, în care ieșim din închisoarea păcatelor noastre și ne apropiem de Dumnezeu. Vreau ca anul acesta să fie anul în care nu ne mulțumim cu puțin. Vedeți? Păcatele noastre. Noi avem o relație foarte interesantă cu păcatele noastre. Pentru că, așa cum spuneam dimineață la meditația înainte de școala de sabat, și vă încurajez să veniți pentru acolo, discuția este mult mai personală. Nu vorbesc de la învol, vorbesc așa din mijloc și contribuim cu toții. Vorbeam despre faptul că noi de foarte multe ori ne spunem povești nouă înșine despre starea noastră. Și nu ne recunoaștem adevărata stare. Pentru că doare când recunoști adevărata stare. Întotdeauna când este vorba despre noi, noi înfrumusețăm situația noastră și zicem, nu, sunt mai bine decât este. Dar realitatea e că nu e așa. Avem impresia și ca biserică și individual că stăm bine la urma urmei, ca și poporul evreu. Și foarte, foarte interesant, Dumnezeu ne spune nouă, aveți grijă că voi vă concentrați pe lucrurile care se văd în afară și nu le faceți pe alea și e bine, dar lucrurile care contează cu adevărat, alea din interior, pe care nu le vede nimeni, voi le faceți. Și exemplul ăsta l-am amintit și sabatul trecut la North Miami Beach. Evreii, pasajul pe care l-am citat atunci era din Isaia, Isaia 59. Da? Isaia 59 cu 2 zice, nelegiurile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Isaia 59. Vezi, pe de altă parte, Domnul Iisus spune că Dumnezeu revarsă ploaie și soare și darurile lui generale peste toți, dar din Isaia înțelegem că binecuvântările lui speciale, Dumnezeu nu ni le dă din cauza păcatelor noastre. Și ca și evrei, dar ce păcate, dar ce vrei să spui? Uite, tu nu vezi, noi suntem poporul ales, noi păzim sabatul, noi nu bem alcool, noi știm despre judecata de cercetare și noi întotdeauna, când cineva ne atrage atenția la păcatele noastre, întotdeauna avem răspunsul pregătit. Da, uite, nu vezi? Cum fac și eu câteodată, când mi se atrage atenția, când Vastin mai atrage atenția la câteva, eu întotdeauna am povestea să o spun. Da, vezi că eu n-am făcut așa, da, ia uite. Întotdeauna am răspunsul pregătit, fără să accept realitatea. Și așa facem și noi. Da, nu pot să mă compar pe mine cu celălalt, tu nu vezi? Uite, eu sunt... Și avem imediat narațiunea, avem imediat narativul, povestea, imediat o punem în față. Dar ca și cu evreii, Dumnezeu ne atrage atenția că starea păcatului nostru este mult mai adâncă decât credem noi. Când evreii spuneau, da, ia uite, tu nu vezi că noi postim, dar degeaba postim. Și Dumnezeu le spune, ca și la începutul capitolului 1 din Isaia, ce nu-mi trebuie mie posturile voastre, ci îmi trebuie mie sabatele voastre, îmi trebuie mie jertfele voastre, îmi trebuie mie postul, nu-mi trebuie nimic, zice el. Când vă văd că voi pe de-o parte postiți și ziceți că sunteți buni și vă ridicați și după aia păziți sabatul și pe de altă parte, ce faceți? Și versetul 6 din capitolul 58, tot din Isaia, ne prezintă o realitate
care este mai greu de digerat pentru noi. Pentru că ne prezintă realitatea păcatului nostru fără povești. Fără fundițele și lucrurile pe care noi le punem ca să pară frumos. Și zice, vrei să știi ce îmi place mie? Zice Dumnezeu, da, vă lăudați cu postul vostru. Și acum facem tranziția la noi. Vă lăudați cu sabatele voastre, cu faptul că mâncați vegetarian, vă lăudați că nu mâncați carne, că sunteți vegani, că vă lăudați că nu fumați, vă lăudați că nu beți. Zice, ia să vă spun eu vouă, zice Dumnezeu, ce contează în primul și în primul rând. Nicăieri nu spune Dumnezeu în Biblie că nu trebuie să le facem pe asta. Da? Nicăieri nu le-a spus Dumnezeu în Biblie că nu mai ține sabatul. Nu. Adică nu-mi trebuie sabatele voastre în felul ăsta. Și Dumnezeu zice, ia uite care-i postul plăcut mie. Și zice așa, în primul și în primul rând, primul lucru la care se referă Dumnezeu. Și aș vrea să ne gândim puțin la lucrul ăsta. Că s-ar putea ca păcatele alea mari despre care noi, de care noi ne ferim să le facem, s-ar putea să fie mai puțin grave decât păcatele astea care sunt amintite aici și peste care trecem foarte ușor. Primul lucru pe care Dumnezeu îl spune în Isaia 58:6 este așa. Uite lucrurile pe care le vreau eu. Dezleagă lanțul răutății. Dumnezeu nu se joacă aici cu evreii. A, zice, credeți că sunteți buni, da? Dezleagă lanțurile răutății. Pastor în România fiind, nu pot spune că am exclus foarte mulți, pentru că mie nu-mi place să exclud oameni din biserică, dar s-a mai întâmplat. Era altă cultură. Aici în America n-am exclus și nu cred că așa trebuie făcut. Dar asta e altă poveste, da? Dar pentru băutură s-a exclus, da? Ați văzut oameni excluși că au băut? Eu am văzut, da? Pentru fumat am văzut, pentru călcarea sabatului. Dar câți oameni ați văzut excluși din biserică pentru că sunt răi? Eu n-am văzut. Că e rău. Pentru că toți suntem răi. Aia e problema. Și noi suntem răi unii cu ceilalți. Că nu așa ești rău tu cu tine, nu. Și aici este cea mai mare problemă a bisericii. Că nu degeaba Dumnezeu începe cu asta, ci dezleagă odată lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Deci vă dați seama ce mari probleme aveau ei la felul în care îi tratau pe frații lor. De Dumnezeu cu asta începe. Și după aia continuă în capitolul 59 și zice, păi voi nu vă dați seama că asta e problema noastră cea mai mare? Voi nu vă dați seama că eu vreau să revărs peste voi binecuvântările mele, dar nu pot. N-am cum, pentru că păcatele voastre, răutatea voastră unii față de ceilalți, mă împiedică să mă descoper vouă. Cum spuneam sabatul trecut la North Miami Beach, dacă Dumnezeu și-ar descoperi slava Lui unor păcătoși, ne-ar topi. Și atunci, pentru binele nostru, Dumnezeu stă departe. Zice, nu pot să vă dau binecuvântările mele, că vă fac rău cu ele. Atâta timp cât voi ridicați ziduri. Dezleagă lanțurile răutății. Și aș vrea ca fiecare dintre noi să ne gândim. În ce fel am fost noi răi cu cei din biserica noastră, cu cei din familia noastră, cu vecinii noștri, cu soția, cu soțul, cu copiii, cu părinții. Dezleagă lanțurile răutății. Dumnezeu aici vorbește de o răutate mai perfidă. Nu e vorba doar de așa o greșeală. Că vedeți aici, ei cumva îi subjugau pe ceilalți, da? Îi asupreau, puneau jug peste ei. Cum și cel mai bine și cel mai bine se vede asta în felul în care îl tratezi pe cel care e mai slab decât tine. Știți cum e?
în dinamica socială, când cineva e mai puternic decât tine, ai tendința să rumână, știți, pot să vă ajut cu ceva, să, cum zice Domnul Iisus Hristos, zice, când vine câte unul mare la voi în biserică, ce faceți voi? Zice, hai, vin aici, uite, locul din frunte, uite, ia, stai aici frumos, da? Când e unul mai puternic. Dar cum te comporți cu cel mai slab decât tine? Acolo se vede bunătatea. Când cineva nu poate să se apere, nu poate să-ți răspundă cu răul pe care îl faci, cum te comporți cu el? Că tot Domnul Iisus Hristos zice, și mai vine unul de pe stradă la voi, și ce voi ce ziceți? Hai, stai aici, la picioarele mele. Nu, tu nu te crezi. Aici, jos stai. Așa zice Domnul Iisus, nu eu spun. Stai jos la picioarele mele. Cum ne comportăm cu cei mai slabi decât noi? Despre asta e vorba aici. Asta este ceea ce ne împiedică să primim binecuvântările lui Dumnezeu. Dumnezeu abia așteaptă să ne dea binecuvântările lui. Și noi nu înțelegem cât de multe lucruri ne poate da Dumnezeu. Noi ne legăm de păcatele noastre, de răutatea noastră, de egoismul nostru, și aici putem să scriem mai multe, da? Că lista continuă. Dumnezeu zice, împarte-ți pâinea cu cel flămând, adu în casa ta pe nenorociți fără adăpost, dacă vezi până un gol, acopere-l, nu întoarce spatele. Deci vorbește, vedeți, totul este de cum te comporți cu cel mai slab decât tine. Și avem mari probleme la capitolul ăsta. Pentru că toți dorim să ne simțim puternici, importanți. Și ce ocazie mai bună decât cu ăla care e mai slab decât noi? Stai aici la picioarele mele, cum zice Domnul Iisus. Dacă unul mai puternic, oh, uite, ia scaunul din față. Dacă unul mai slab, stai, tu taci din gură, că tu nu știi nimic. Vino aici la picioarele mele și stai. Cum te comporți cu cel mai slab decât tine? Cum te comporți cu cel care nu gândește ca tine? Cum te comporți cu un ateu? Citeam săptămâna asta, știți că întotdeauna îmi place să bag bățul prin gard la subiectul ăsta. Citeam pe un forum, o mămică punea o întrebare, ce faci dacă băiatul tău de 14 ani vine acasă, știți, cu un băiat de mână? Și acolo început. Nu discut subiectul ăsta, ci vreau să discut comentariile creștinilor despre asta. Nu le citiți că vă pierdeți credința. Problema cea mai mare a noastră este cum ne comportăm cu cei pe care îi considerăm păcătoși, dacă în creștinism ăsta cumva e considerat cam cel mai mare păcat. Da? Era un comentariu acolo, zicea o mămică, păi decât să se sinucide, pentru că riscul de sinucidere este multe ori mai mare la această categorie de tineri. Capelanul de la Andrews ne-a spus că 95% dintre toți tinerii care au venit la el în campus au avut tentative de suicid. Și o mămică zicea, decât să se sinucidă, ce să-i lasă să trăiască. Și un creștin, decât să trăim în păcat, mai bine să mor pentru Hristos. Nu știu dacă asta este cel mai înțelept lucru pe care poți să-i spui unui om care se confruntă cu așa ceva. De foarte multe ori creștinii au judecat pe cei de lângă ei. De câte ori nu ne-am considerat mai buni decât ceilalți? Doar pentru că suntem creștini. Hristos ne zice, dezleagă lanțurile răutății. Zice, ia uite-te tu, du-te în casă la tine, încuie ușa, că așa spune Domnul Iisus Hristos să facem când ne rugăm. Intră în camera ta, încuie ușa și când te rogi tu acolo, ia întreabă-te tu pe tine însuți sau tine însăți. Cum te comporți cu cel mai slab decât tine? Cum te comporți cu cel care nu poate să se apere în fața ta? Cum te comporți cu cel care nu gândește ca tine, este diferit de tine și poate este mai păcătos decât tine? Pentru că, dragii mei, nu pot să uit ceea ce spune Domnul Iisus Hristos, singurul criteriu pe care El îl spune pentru ca să-și dea seama oamenii că suntem ucenicii Lui.
De foarte multe ori aud subiectul ăsta, că trebuie să fim deosebiți de lume. Și-l aud în cele mai nepotrivite contexte. Noi nu trebuie să facem cum face lumea. Corect, dar în ce? În ce anume nu trebuie să faci cum fac cei necredincioși? Și Domnul Iisus Hristos ne spune, vor ști oamenii că sunteți ai mei dacă aveți dragoste unii față de ceilalți. Deci prima parte este asta. Noi nu vom putea primi binecuvântările de la Dumnezeu atâta timp cât ne ținem de păcatele din inima noastră, oricare ar fi ele. Și în primul rând, cum ne comportăm cu ceilalți. Efectiv, Dumnezeu zice, nu pot să-ți revărs binecuvântările mele peste tine, pentru că tu ești în păcatul tău și degeaba ți-l dau, că-l arunci. Tot Domnul Iisus Hristos spunea, nu dați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, că se întorc și vă rup. Și Domnul Iisus zice, n-am cum să dau lucrurile mele bune vouă, care sunteți răi, că nu le vreți și nu le apreciați. Și atunci, zice Domnul Iisus, o să vă dau numai alea minime, cât să trăiești, aer, soare, ploaie, mâncare și atât. Dar eu am atât de multe binecuvântări să vă dau, am să vă dăruiesc prezența mea. Domnul Iisus Hristos spune că viața veșnică este să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Dumnezeu zice, vreau să-ți dau prezența mea în viața ta azi. Vreau să ai puterea mea astăzi. Vă dați seama când Domnul Iisus le-a spus ucenicilor săi, minuni mai mari decât acestea voi veți face, lucrurile astea se aplică și la noi? Dar noi stăm și ne gândim, cum eu? Nu, asta era atunci, dar acum? Nu, și acum e valabil. Dar Dumnezeu nu poate să ne dea harul său, pentru că noi încă mai zidim cu păcatele noastre zidul între noi și El. Dumnezeu așteaptă să ne dea Duhul Său cel Sfânt, astfel încât să luăm decizii înțelepte, să putem să vorbim oricând, oriunde. Știți că așa spune Domnul Iisus Hristos, ce nu te îngrijora tu când va trebui să vorbești, că Duhul Sfânt îți va pune în gură toate cuvintele pe care trebuie să le vorbești. Dar dacă tu te separi, dacă eu, zic așa, dacă eu mă separ de Dumnezeu cu păcatul care mie îmi place, nu o să-mi mai dea Dumnezeu Duhul Sfânt, că nu pot să-L primesc. Dumnezeu abia așteaptă să-și facă minunile în viața noastră, să închidă uși, să deschidă altele, să conducă pașii, abia așteaptă să trimită la noi oameni care au nevoie de mântuire. Dar dacă eu rămân cu păcatul meu, nu va face. Dumnezeu abia așteaptă să ne dea o viață miraculoasă, o viață plină de minunile Lui, plină de puterea Lui. Dar dacă eu rămân cu păcatul meu, nu va face. Noi venim la biserică și e bine că venim. Avem ce lua din închinarea noastră împreună. Și poate ne ducem viața de zi cu zi așa cum ne ducem fiecare. Dar nu vi se pare că ne mulțumim cu puțin? E prea puțin din ce vrea Dumnezeu să ne dea. Doar să vii o dată pe săptămână la biserică, să asculți o predică, să cânți o cântare, nu e destul. Nu asta este viața pe care Dumnezeu vrea să ne-o dea. El în fiecare zi vrea să-și arate minunile în viața noastră, zi de zi, dar nu o face, pentru că noi continuăm să zidim la zidul care ne desparte de El, prin păcatele și răutatea noastră. În special, cum îi tratăm pe cei mai slabi decât noi. Acolo se va cunoaște. Și altele. Da? Păcatele acelea ascunse, fiecare dintre noi le știe, păcatele alea pe care nu le știe nimeni, ne împiedică să primim minunile lui Dumnezeu zi de zi. Vă dați seama cam cum ar arăta viața noastră de credință dacă noi zi de zi am zice, Doamne, nu mai vreau să trăiesc în păcatul meu, vreau prezența Ta, vreau minunile Tale astăzi, arată-ți puterea Ta în viața mea astăzi.
Să vezi cum în viața ta Dumnezeu îl convinge pe cel cu care te-ai certat și își dă seama de greșeala lui. Dumnezeu îți rezolvă problemele la serviciu. Dumnezeu îți rezolvă problemele la școală. Îți rezolvă problema cu chirie, cu apartament, cu mâncare, cu tot ce ai. Vezi minunile lui cum se adaugă în viața ta. Dar nu le vezi. Pentru că în loc să alegem prezența lui Dumnezeu, alegem păcatul nostru. Așa că vreau să vă provoc în anul acesta. Vreau să vă provoc să nu vă mulțumiți cu puțin. Vreau să vă provoc să cereți de la Dumnezeu nu doar minunile minime ale providenței sale naturale, ploaie, soare, aer, mâncare și așa mai departe. Nu. Să cerem de la El providența specială. Zice, atunci lumina ta va răsări ca zorile, continuă versetul 8, și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți merge înainte și slava Domnului te va însoți. The glory of the Lord will be with you. Dar slava Domnului nu poate să fie cu noi când suntem în păcat, că ne distruge. Vedeți ce zice? Vindecarea ta va încolți repede. Dar noi nu putem să fim vindecați pentru că ne place păcatul. Și Dumnezeu zice, abia aștept să-ți dau vindecare. Dar nu pot să-ți dau, că tu nu vrei. Abia aștept să-ți dau lumină, să-ți lumineze calea, să știi pe unde mergi, să răsară lumina în viața ta, să poți să vezi totul clar. Dar nu pot, că tu preferi întunericul păcatului tău. Nu pot să te forțezi. Abia aștept să-ți arăt bucuria neprihănirii, să ai acea bucurie de a sluji pe celălalt, să ai o bucurie care întrece orice pricepere. Dar nu pot, că tu alegi păcatul tău. Așa că vreau să vă provoc ca pe 2024 să nu ne mai mulțumim cu puțin. Să cerem de la Dumnezeu binecuvântările sale mari, care întrec orice putere de explicație. Să cerem de la Dumnezeu mâna Lui în viața noastră în fiecare zi. Și vorbeam la minutele de rugăciune despre acea durere bună. Da? Vorbeam despre faptul că noi, evitând schimbarea, renunțarea la păcatul nostru, noi avem impresia că evităm durerea, că de-aia nu renunți la păcat, că nu vrei durerea de a fi fără. Da? Și noi, respingând durerea asta, avem impresia că suntem fără durere, dar nu e adevărat. Orice ar fi, tu tot ai durere. Dacă rămâi în păcat, rămâi cu durerea păcatului aluia. Problema e că te-ai obișnuit cu ea și nu te mai șochează așa de mult, tu te-ai obișnuit cu durerea aia. Orice durere, orice alegere ai face, totul să doară. Și atunci, îmi place cum sună limba engleză, choose your pain, alegeți durerea. Vrei durerea de a rămâne în păcatul tău sau vrei durerea temporară a schimbării, a transformării? De la păcatul care este în viața mea acum, la gloria și bucuria prezenței lui Dumnezeu în fiecare zi în viața mea. Eu asta îmi doresc. Asta este gândul care mă împinge în 2024. Nu mai vreau să mă mulțumesc cu puțin. Nu mai vreau doar providența generală a lui Dumnezeu. Vreau atenția lui specială în viața mea. El a promis-o. Este gata să ne-o dea. Dar vom renunța la păcatul nostru ca să primim atenția lui specială? Vom alege durerea transformării sau vom rămâne la durerea lâncezirii în păcatele noastre? Că tot durere e, dar nu ne mai dăm noi seama. Suntem imuni cumva la durerea aia, dar tot durere e și aia ne va duce moarte. Cred că în momentul în care vom realiza cât de multe pierdem pentru că alegem păcatul, în momentul acela nu ne vom mulțumi cu durerea lâncezirii. În momentul acela vom alege, Doamne, dă-mi durerea transformării. Știu că doare, dar am nevoie să mă transform.
În momentul în care vom realiza ce înseamnă să fii un fiu sau o fiică a lui Dumnezeu în viața ta de zi cu zi, în momentul acela nu vei mai vrea să fii fără. În momentul când vei realiza ce înseamnă neprihănirea lui Dumnezeu în viața ta zi de zi, oriunde ești, la muncă, la școală, acasă, în relații, în familie, vei alege durerea transformării. Așa că pe 2024 vă chem să alegeți durerea transformării. Nu vă să nu ne mai mulțumim cu puțin. Indiferent în ce domeniu al vieții noastre ar fi, că e domeniu de financiar, relațional, că este domeniu de îngrijire personală, de corp, de trup, de minte, de cu ce ne hrănim mintea, că și asta e important. Și în ziua de astăzi este foarte ușor să-ți hrănești mintea cu toate gunoaiele dulci. Telefonul ai în buzunar. Este o poartă perfectă pentru toate gunoaiele dulci cu care noi ne hrănim mintea. Dar trebuie să alegem durerea renunțării la gunoaiele dulci ca să putem primi dulceața neprihănirii de la Dumnezeu. Așa că în 2024, încă o dată, vă provoc, nu vă mulțumiți cu puțin. Să nu ne mulțumim cu providența generală a lui Dumnezeu. Să alegem durerea transformării ca să renunțăm la păcatul nostru și să fim gata să primim slava Lui. Ca lumina noastră să strălucească precum zorii. Ca vindecarea noastră să vină repede, cum zice Domnul Iisus Hristos. Și să fim în slava lui Dumnezeu, care zi de zi își face minunile în viața noastră. O singură persoană poate decide dacă lucrul ăsta se întâmplă în viața mea. Și acea persoană sunt eu. Dar trebuie să aleg să doară. Și acolo e buba. Trebuie să aleg să fiu transformat. Trebuie să aleg să renunț. Pentru că ceea ce mă așteaptă este mult mai bun decât mi-am închipuit eu vreodată. În 2024 aleg minunile lui Dumnezeu. În 2024 vreau să renunț la păcatul meu ascuns. În 2024 vreau să renunț la răutatea din sufletul meu față de cel slab. În 2024 vreau să arunc jugul cu care îi supresc pe cei mai slabi decât mine. În 2024 vreau să dezleg lanțul răutății, să plece răutatea din mine. În 2024 aleg transformarea inimii mele. Vă invit în această călătorie în 2024. Nu mă lăsați singur. Să mergem toți în această călătorie. Pentru că ea nu se va sfârși niciodată și în veșnicie vom crește și ne vom transforma. Dar la sfârșitul anului, când ne vom uita înapoi, vom zice, Doamne, cât de mult ți-ai arătat Tu fața către mine anul ăsta, pentru că m-ai ajutat și am ales să renunț la păcatul meu. Oricare ar fi el, frații mei, oricât de dulce ar fi păcatul, nu este decât un gunoi care ne aduce moartea. Să luăm barosul transformării, dacă vreți să spunem așa, the sledgehammer of transformation, the sledgehammer of righteousness, barosul neprihănirii care să sfărâme zidul ridicat de păcatul meu. Doar eu îl pot dobărâ, nimeni altceva, altcineva. 2024 vreau să fie anul transformării. Avem nevoie de o inimă transformată. Avem nevoie de minunile lui Dumnezeu în fiecare zi din viața noastră. Amin. Veniți în încheiere să aducem laudă lui Dumnezeu cu imnul 408, lângă porți de veșnicie, 408.
păcatele noastre. Îți mulțumim că Tu dorești să-ți reverși peste noi binecuvântările Tale speciale, prezența Ta, minunile Tale, vindecarea Ta, înțelepciunea care vine de la Tine, puterea Ta, toate lucrurile care vin de la Tine Tu dorești să ni le dai nouă. Dar știm, Doamne, suntem conștienți că nu ni le poți da atâta timp cât noi ridicăm un zid între noi și Tine prin păcatele noastre. Ajută-ne ca să dărâmăm acest zid, să aruncăm toate păcatele plăcute, toate gunoaiele dulci cu care ne umplem sufletul și trupul. Ajută-ne să dezlegăm lanțurile răutății. Ajută-ne, Doamne, să ne purtăm bine și frumos cu cei mai slabi decât noi. Ajută-ne să ne transformăm inima în 2024, pentru că vrem să fim ca Tine, vrem să fim aproape de Tine, vrem ca oamenii să vadă în noi fața Ta, Doamne, și apoi să Te caute pe Tine, să aibă și ei bucuriile și minunile pe care le avem noi. Rămâi cu noi în 2024, binecuvântează pașii noștri în 2024 și arată-ți minunile Tale în fiecare zi a vieții noastre. În numele lui Iisus Hristos Te-am rugat. Amin. Mulțumim tuturor pentru prezență astăzi. Sabatul viitor, așa cum am spus, o să fie un sabat special, așa că vă invităm să veniți iarăși, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru binecuvântarea dragilor noștri Maxim și Tatiana. Vrem ca să ne bucurăm după aceea împreună cu ei, deci vom avea și o masă de părtășie. O să o rog pe Rodica să coordoneze toată suflarea ca să aducem cele mai bune mâncăruri. Și apoi, în primul sabat din februarie, vom avea un alt vorbitor, iar în sabatul al doilea din februarie, voi începe această serie despre ce înseamnă relația cu Dumnezeu. Tot auzim, să ai relație cu Dumnezeu, să trăiești cu Dumnezeu, dar ce înseamnă lucrurile astea? Auzim de Biblie, de rugăciune, de... Ce înseamnă lucrurile astea? Deci bine, aș vrea să le despachetăm într-o serie de între 5 și 7 întâlniri, să discutăm despre cum putem să ne bucurăm de o relație cu Dumnezeu. Cum putem ca viața noastră să fie, așa cum am spus astăzi, plină de minunile lui Dumnezeu în viața noastră. Rugați-vă pentru mine ca Dumnezeu să-mi conducă mintea astfel încât să pot să pun la oaltă această temă și să putem să creștem împreună. De aceea mă ajută foarte mult experiențele noastre de la școala de sabat. Așa că la școala de sabat vă invit să veniți și la minutele de rugăciune ca să vorbim din experiențele noastre, să știu cu ce ne luptăm, astfel încât să pot răspunde acestor întrebări în mesajele pe care le alcătuiesc pentru noi toți. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne dea o continuare a sabatului cât mai plină de prezența Lui și faceți acest experiment. Faceți din 2024 anul transformării, anul în care chemăm prezența lui Dumnezeu în fiecare zi. Dar pentru asta, punem mâna pe baros și să dăm jos zidul păcatelor noastre care ne place. Ne plac. Domnul să fie cu noi cu toți, să ne binecuvânteze și să ne vedem cu bine sabatul viitor.